Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei. Partidele parlamentare auto-intitulate europene s-au încălcit în algoritmii de desemnare a candidaturii pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Partidul Democrat susține că are întâietate în materie de drept la înaintarea unei candidaturi pentru șefia cabinetului de miniștri și insistă pe oligarhul Vladimir Plahotniuc. PLDM respinge candidatura și susține însă contrariul, își atribuie acest drept în virtutea procentului obținut la alegerile parlamentare din 30 noiembrie anul trecut. Președintele Nicolae Timofti le-a dat răgaz până mâine să găsească o soluție la această dilemă. Ce scenarii există? Discutăm astăzi cu invitații mei, doamna Angela Colatchi, politolog, și doamna Lilia Snegureac, președintele Platformei Civice pentru Europa. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Bună ziua! Întâi de toate, aș vrea să vă întreb dacă această dilemă va găsi punctul de coeziune. Mă refer aici la dreptul PLDM-ului sau a Partidului Democrat de a înainta președintelui o candidatură la funcția de prim-ministru a Republicii Moldova. Vedeți vreo premiză pentru acel punct de coeziune între aceste două partide? Prea puțin. Prea puțin. Ele, dacă ar fi fost, s-ar fi manifestat mult mai devreme, pentru că chiar și dacă să pornim din grea credința celor care încearcă să ne guverneze, ei sunt conștienți, cel puțin noi dorim să gândim că o parte dintre ei conștientizează pe cât este de serioasă situația. Dar din cauza că procesul obiectiv, politic, care decurge printr-o serie de acțiuni, de aceste acțiuni sunt intenționate, lucrul a ajuns la un antagonism personal dintre purtătorii, dintre reprezentanții și a Partidului Liberal Democrat, și a Partidului Democrat, și atât acest antagonism, această neînțelegere la nivel de persoane, deci ea face ca o întreagă societate să fie o statică, un stat întreg cade pradă acestui antagonism și, după cum observăm, prin decizia Curții Constituționale, care a interpretat cum a interpretat, dar este irevocabilă, că termenul limită sunt 3 luni, termenul limită e 29 ianuarie, și iată această discuție, aceste intrigi demne de clasicii romanilor, acum se derulează, dar tot este această dată de 29 ianuarie și se încearcă de a aduce. Mie cred că asta mi se face impresia. Noi avem pe de o parte ziua de 29 ianuarie, pe de altă parte avem, ce spun și alții comentatori, o presiune pe față și o presiune pe flancuri cu ținta președintele Nicolae Timofti. A mers PSRM-ul la Curtea Constituțională pentru ca să interpreteze curtea dacă este vorba sau nu este vorba despre uzurparea puterii în stat, cu referire la domnul Timofti. Pe de altă parte, partidul USAT îi merge și mai face câte un karaoke la Condrița, din nou cu presiuni, cu proteste de acest gen. Pe de altă parte, vine și Partidul Democrat și spune, dacă nu cumva președintele este în captivitate, și se merge fie spre încet, încet, pe un scenariu care l-ar viza pe domnul Timofti și un impeachment la adresa președintelui. E un scenariu care se vrea în Republica Moldova? Asta caută Partidul Democrat? Sau este un scenariu B în cazul în care PLDM-ul nu cedează cu privire la algoritmul de desemnare de înaintare a candidaturii? Înainte de a mă lansa în speculațiile privind posibilele scenarii în Republica Moldova, pentru că nimic nu este imposibil și practic nimic nu este posibil pentru societatea noastră, aș vrea să precizez, domnul Mișin, sunt astăzi aici în studio în calitate de președinte al Centrului Dialog Pro.
Și dacă vă amintiți, în una din emisiunile precedente, când vorbeam despre negocieri, despre aceste negocieri care sunt purtate la limita legalității și la limita bunului simț, am vorbit despre faptul că deja trebuie să punem la îndoială, să punem un mare semn de întrebare asupra legalității clasei politice în general. Eu îmi amintesc, deci, practic, eu nu-mi imaginez tupeul de a cere iarăși mandat politic pentru încă un guvern, indiferent din partea cărui partid politic, din partea oricărui politician. Acum nu aș vrea să vorbesc nici de un nume concret de politicieni și nici despre un partid concret. Și am să vă spun în ce considerente. Din cauza că atunci când se vorbea despre, și aici mă refer la legalitatea în care se află clasa politică care pretinde la un nou mandat, pretinde la un nou termen de guvernare, atunci când îmi amintesc cazuri foarte concrete, de fapt o să mă refer un pic mai târziu și nu aș vrea să consum tot timpul alocat emisiunii dumneavoastră, dar haideți să vedem care sunt pozițiile. Recent am văzut lideri politici care spun: noi am știut, dar noi când am strigat despre faptul că miliardul se fură, voi mass media nu ne-ați auzit. Și aici imediat fac o paralelă cu situația la Consiliul Europei, care o cunosc mult mai bine, deoarece am lucrat mai bine de 14 ani pentru această organizație. Un lider politic care, atunci când încearcă să spună ceva și nu este auzit, înseamnă că spune prea încet, înseamnă, eu îl pot asemui cu un cățel care stă undeva într-o cușcă și latră, dar latră foarte, foarte slab pentru a nu mușcă, pentru că, Doamne ferește, îl dau afară din cușcă de la locșorul cel cald. Cine latră în situația de astăzi? Păi, latră toți acei care spun că noi, da, ce vreți, că nu avem suficiente posibilități, că noi nu am știut ce am semnat cândva, că noi nu am fost decât nu știu cine, că nu am fost, deci că ceva ne-a încurcat să ne facem lucrul așa cum trebuie, dar uite, am învățat lecția și dacă ne mai oferiți încă un mandat, noi o să facem totul cum trebuie, totul bine. Domnii mei, dați-mi voi să nu cred, pentru că atunci când un politician nu este de acord cu ceva, vede anumite ilegalități care le face, nu este auzit atunci când le afirmă cu glas tare, el are o singură soluție de a se face auzit. Își dă demisia de onoare în semn de protest. Ceea ce a făcut, să zicem, în 96, secretarul general adjunct al Consiliului Europei, domnul Lupreht. Și în toate manualele de diplomație parlamentară a unei organizații internaționale este apreciat acest lucru ca un lucru excepțional. Uite, eu după un asemenea politician merg până în pânzele albe. Eu înțeleg așa. Dumneavoastră vedeți o soluție pentru a depăși un anumit gen de criză sau cel puțin o parte din această criză printr-o demisie, eventual una de onoare a cuiva, a cui să fie. Nu acum, asta trebuia să fie cu mult timp în urmă. Să se retragă un partid în opoziție, de exemplu, PLDM, dacă s-ar retrage în opoziție, ar rezolva cumva această situație. Doamna are în vedere că situație. Din când în când cei care fac politică sau pretind că fac politică trebuie să-și aducă aminte și de niște principii și valori. Care cuvinte, să nu fie doar vociferate, da, dar și aplicate. Cuvinte care și-au, mă scuzați de tautologie, s-au devalorizat total prin acțiunile, deci trebuie acțiunea și valoarea care sau inacțiunea să se conducă de acele valori despre care foarte frumos vorbesc. Și în situația când tu ai de gând să susții o moțiune de cenzură înaintată de către opoziții, dar ai miniștrii tăi în acest guvern, în mod normal, cum scrie cartea, și de fapt trebuie... Dacă ești treaz la cap, trebuie să-ți primul pas, evident, care
trebuie să-ți retragi miniștri, pentru că tu nu ești de acord cu ceea ce se întâmplă în executiv. Și următorul pas logic va fi susținerea moțiunii de cenzură. Dacă tu într-adevăr te conduci de valorile care se numesc interes național, interesul întregului popor, încerci să calculezi cu 2-3 pași înainte. Vorbim despre interesul național. Și dacă tu... Astăzi, vedeți undeva interesul național la consultări sau la discuții între aceste partide? Din păcate, cel puțin o urmare, pentru că noi astăzi asistat la mai multe discuții în care nu știm exact despre ce s-a discutat. Cert este că de fiecare dată după aceste discuții au ieșit liderii acestor partide și au spus că am discutat, deci cam asta a fost tonul declarațiilor făcute, s-a ajuns într-un punct mort, au mers la președinte. A mai ieșit și președintele cu niște declarații, a făcut și o referire la posibilitatea existenței unor dosare în la membrii familiei său. În Constituție este scris ce face președintele. El poate, deci el este în drept să vină în fața Parlamentului cu mesaje referitor la problemele strigente ale națiunii. Da, eu fac și înțeleg de fiecare dată zic, actualul președinte nu este un politician, dar tocmai acum, așa e formatul acestei personalități, dar acum este ceasul X, deci în situația când națiunea este pusă pericolului și tu totuși ești jurist după formare, profesia ta, te conduci, cartea de căpătăia ta este Constituția, deci din situația care s-a creat, că este nu sunt nici negocieri, nu sunt nici consultări, sunt niște întrevederi într-un format semi-legal, pentru că se zice că se întâlnesc cu fracțiunii, dar fac parte acestor întrevederi și reprezentanți, deci deputații neafiliați, grupul Leancă. Ei, mă rog, dar în situația aceasta, pentru că președintele țării formal desemnează candidatura la funcția de prim-ministru. Ați spus bine, doamna Kolaski, formal. Și atunci ce înseamnă când la noi? Din partea partidului. A cui partid să fie în această situație? Noi nu putem să spunem că este situația unui an în urmă. Să vorbim despre... De cine să înainteze? Când vezi, înțelegeți, iată care a fost... La ce s-au gândit, mai bine s-au pus funcția președintelui în situații de criză, președintele trebuie să se plaseze și să privească și să fie un... O poate face, doamna Kolaski, vă aduc aminte un detaliu care poate scapă pe moment. Atunci când s-a auzit în presă despre faptul că Nicolae Timofti ar putea veni cu o candidatură la discreția sa, atunci a venit Partidul Democrat și a acuzat instituția prezidențială de captivitate sub captivitatea PLDM-ului. Deși în seara de 14 decembrie, dacă nu mă știu, pe data de 14 decembrie, a insistat pe o candidatură, fiind în limita constituționalității, presând instituția prezidențială să emite inclusiv decretul. Deci, în cazul ăsta, vă întreb din nou, domnul Nicolae Timofti avea acea voce și are acea susținere, credeți, ca să vină cu o candidatură pe care dumnealui o consideră bună pentru funcția de premier? Nicolae Timofti, președinte, nu cetățean, dar președinte, care are niște obligațiuni, în situația când vede că asupra lui sunt întreprinse acțiuni de asemenea natură, unica ieșire din situație este de a ieși din acest format și a veni în fața întregii societăți prin intermediul Parlamentului. Eu vreau să văd cum o să îi se interzică președintele Republicii Moldova să vină la ședința în plen. Să vină la ședința în plen și să... Și sonorizeze ceva. O adresă un apel public exact. Față de societate, față de deputați, față de cei care doresc bine acestei țări. Chiar aceleși cuvinte pe care le-a rostit ieri după consultațiile, că le-am mai oferit o zi, două, deci pentru a se gândi,
Deci eu aici nu pot să intru în capul președintelui și să-i spun ce să facă. Deci, spre exemplu, dar fiind, vă aduceți aminte, atât mai erau, dacă eu aș fi președinte, în situația când sunt forțe care mă presează, trebuie să faci lucrul ăsta, să încerci să-l faci transparent și atunci pot cel puțin să justifici. Eu am încercat să o fac. Iată, așa, în caz contrar, noi speculăm, rămân aceste discuții în această zonă umbrită, zonă gri, și te faci și mai vulnerabil. Mai haideți să discutăm doar un pic despre acțiunile aici, președintelui Republicii Moldova. Dacă 3 secunde la sesizarea PSRM-ului, a socialiștilor. Deci, în decizia Curții Constituționale din 2013, acolo când se interpreta poate sau este obligat să dizolve Parlamentul, deci acolo este un punct care de fapt zice că deși în Constituție, în legislație, nu este stipulat expres când președintele poate sau trebuie să facă prima înaintare, adică prima desemnare la funcția de prim-ministru. Deci a fost cazul respectiv, deci, anul el, trecut. Da, deci el poate, și zice că, se zice, în asemenea situație, președintele trebuie să țină cont că acest candidat desemnat trebuie să aibă la dispoziție cel puțin 15 zile. Și toată această procedură să se încadreze în aceste 3 luni. Deci de aceea, eu, dacă spornim de la logica formală, că Curtea Constituțională trebuie să-și mențină logica care s-a regăsit în deciziile anterioare, ar trebui ceva asemănător să se regăsească și în răspuns la sesizarea socialiștilor. Din ceea ce am înțeles eu din discuțiile cu câțiva constituționaliști, acest lucru este un calcul matematic pertinent, dar nu este obligatoriu, având în vedere că oricum 3 luni de zile președintele poate, și tocmai de aia nu este aici stipulat expres. Aici ai pus întrebarea, încalcă Constituția, adică dacă să traducem în limbajul simplist. Ei bine, acum Curtea Constituțională o să dea un verdict, o să interpreteze și acest lucru și probabil în funcție de felul în care va interpreta, Nicolae Timofti va fi supus unor presiuni și mai mari sau dimpotrivă. Și aici aș vrea să vă întreb, discutând despre acțiunile președintelui, după 3 ani și jumătate, timp în care Nicolae Timofte a primit mai multe bile negre la capitolul comunicare cu publicul, cu cetățenii, de data aceasta am văzut și probabil merită o bilă albă pentru faptul că a venit cu un comunicat de presă în care a vorbit despre presiunile la care este pus din partea Partidului Democrat și o altă bilă albă probabil că ar merita, dacă e să ne aducem aminte de ziua de ieri, când pe rețeaua de socializare, lucru inedit, de fapt, pentru președintele Nicolae Timofti, unde a făcut o precizare că singura candidatură care a fost discutată în seara de 14 decembrie a fost a oligarhului Vladimir Plahotniuc. Nu este în zadar această precizare făcută pe rețea de socializare, având în vedere că mass media, în proporție de 80%, nu a preluat comunicatul de presă emis anterior. În această lumină, acțiunile domnului Timofti se încadrează în acea luare de poziție sau ar trebui mai mult, având în vedere că astăzi este supus presiunilor din toate părțile? În pofida faptului că domnul președinte Timofti, pe care îl cunosc de foarte mult timp și l-am apreciat totdeauna foarte mult în procesul activității noastre comune, în cadrul proiectelor Consiliului Europei, a fost poate taxat. Ceea ce se vede acum, se vede foarte clar că dumnealui pe parcursul acestei perioade de când este președinte s-a aflat într-un fel de pata lui Procust. Acum a fost tentativa de a ieși din aceste chingi care îl țineau cumva într-un anumit cadru.
Și vedem președintele Timofti care iese din starea aceasta de doar arbitru, pe care o vedeam până acum, arbitru între aceste partide politice care își revendică rolul de salvatore al a Republicii Moldova. Și nu e așa, pentru că oricine, oricare prim-ministru ar veni acum, nu este decât un kamikaze. Deci, bilele albe sunt în favoarea președintelui. Dar ce ar trebui să facă acum președintele, având în vedere că ieri a dat de înțeles PSI că există acele dosare penale pe numele membrilor săi de familie? Bun. Deci aici avem de-a face deja cu mai mult decât presiune. A scris despre acest lucru și fostul premier Ion Sturza, care de altfel astăzi va susține o conferință de presă. Lucrurile evoluează într-o anumită direcție. Vă amintiți când am vorbit despre un eventual, indiferent care va fi rezultatul, va fi rezultatul șantajului și nimic nu mă va convinge că sunt făcute. Lucrul ăsta este făcut într-o salvare a parcursului european a Republicii Moldova. Eram exact în acest loc când am spus acest lucru. Deci noi vedem, toate se adeveresc în principiu. Ce ar trebui să facă? Nu știu, mi-e foarte greu și nu aș vrea să mă aflu în pantofii domnului Timofte acum. Este o expresie engleză. Pentru că deja doar domnia sa ar putea să decidă cum să procedeze mai departe. Dar doamna Kalatsky, cred că da. Poate decide domnul Timofti? Da, cred că da. Cred că da, pentru că doamna Kalatsky a vorbit și despre acest ceas X în care se află acum, a vorbit și despre posibilitatea de a ieși în Parlament cu vociferarea poziției, dar nu se știe cum va ieși din Parlament, pentru că am avut cazul când a intrat în Parlament cu o idee domnul Filat și am văzut cu toții cum au ieșit de acolo. Deci riscul este foarte mare. Credeți eu aș zice că chiar și acel impeachment cu care este amenințat ar fi în prezent în favoarea domnului Timofte. E altceva ce va urma după, pentru că oricare ar fi situația, nu este una roz. Și din păcate, ceea ce se petrece acum la nivelul clasei politice, pentru că nu pot să spun despre actuala clasă politică, fără a pune niște ghilimele de rigoare, pentru că noi nu avem acum o clasă politică credibilă, ceea ce se petrece acum în țară se reflectă asupra oamenilor simple, indiferent care va fi scenariul. Am avut câteva evenimente în teritoriu și am vorbit cu oamenii de acolo, am vorbit cu reprezentanții micului business, businessului mijlociu. Situația e dezastruoasă. Indiferent ce fel de guvern va veni la putere, indiferent va întoarce acel miliard sau miliarde, situația va rămâne foarte proastă. Să facem un exercițiu de imaginație. Ce se va întâmpla în cazul în care dumneavoastră spuneți, doamna Snegureac, că indiferent cine ar veni, situația ar fi un kamikaze. Da. Să facem un exercițiu de imaginație. Acum se vehiculează două nume care sunt propuse la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Pe de o parte, PD-ul insistă pe Vladimir Plahotniuc, de cealaltă parte se aude tot mai mult vocea domnului Ion Sturza. Ce s-ar întâmpla în cazul în care ar veni Plahotniuc la șefia cabinetului de miniștri? Ce s-ar întâmpla dacă ar veni Sturza la șefia cabinetului de miniștri? Dumneavoastră, observați, iată, de când s-au început jocurile astea cu, mai cu seamă, cu brazii și întrecerea aceasta dintre Bălți, Orhei și alte localități din Găgăuzia, iată, uitați-vă ce brad avem noi la Orhei. N-am avut niciodată în viața noastră așa brad. Bradul de miliarde de la Orhei și bradul acela Mâna Moscovei de la Bălți. Așa, da. Așa. Eu vă fac această paralelă pentru că, din păcate, noi suntem acum spectatorii a unei, eu nu exclud și un asemenea scenariu, fie el intenționat sau neintenționat pus la cale, el este în derulare.
Deci situația se aduce la un dezastru, la un absurd total, în care orice persoană care... Deci acest brad extraordinar de frumos, el ca un simbol a unei mici acțiuni care introduce o oricare regularitate și ordine în acest haos care ne înconjoară. Și oamenii de rând, într-adevăr, deja, din păcate, este și un mare segment al populației care se va... Da, ia uitați-vă, da, au furat. Da, este, mă refer la primarul de Orhei. Sunt deschise dosare penale, dar ia uitați-vă nouă. Da, nu mă interesează că a furat. Important că a făcut bine pentru Orhei. Ia uitați-vă, dar ceilalți nu, dar uitați-vă ce face. Deci, lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Și se testează la nivel de localități din Republica Moldova ce reacție va avea populația la o asemenea comportament în putere. De la dumneavoastră, doamna Kulatsky, s-a testat la Orhei dacă vine cu ghilimele de rigoare sau fără un penal la funcția de primar. S-a testat la Bălți dacă vine un controversat la funcția de primar, pentru ca să-i dea mână liberă unui alt om controversat să vină la funcția de prim-ministru? Ca să se vadă care e limita, în ce măsură poate toleranței populației, simplu. Da. Și în ce măsură se poate pedala chiar și pe această, pe această idee să devină prim-ministru Vlad Plahotniuc. Unde ar ajunge? Da, ar exista aceeași toleranță la nivel de societate dacă ajunge totuși, Vladimir Plahotniuc premier? Dau greș, pentru că extrapolarea atitudinii în limita unui raion, unui oraș, orășel, la nivel național, aici deja apar și alte tendințe. Și dacă se dorește impulsionarea mișcării protestatarilor, deci asta va fi... sonorizarea acestei propuneri va fi un impact foarte serios pentru a impulsiona mișcarea protestatară. Pe de altă parte, nu exclus și alt scenariu, când, într-adevăr, iată, noi ne întrebăm aceste discuții, bine, rău, are cel mai mare anti-rating și între timp se pregătește o propunere, o personalitate care va apărea și va avea așa o alură de salvator, deci nu, al situației. Bine, nu-l vreți să zic pediștii pe Plahotniuc, bine, nu-l vreți pe Sturza, nu vreți pe Germă sau Lupu și toți ceilalți. Deci iată apare un Gaburici 2. Mergem mai departe cu acest exercițiu de imaginație. Deci să admitem, pornind de la ideea dumneavoastră, că apare un Gaburici 2. Cât de mare este încrederea că acest Gaburici 2 sau... whatever, hai să nu nominalizăm persoane acum, cât de mare este garanția că această persoană nu va fi una la fel de manipulabilă sau nu va fi de asemenea o marionetă în mâinile cuiva. Asta e una. Doi. Mergem mai departe cu exercițiul de imaginație. Să admitem, vine... reprezentantul PD-ului, pentru că am spus că nu dăm persoana nominalizată, nu dau nume. Bine, reprezentantul PD-ului poate veni, hai, admitem, poate veni cu idei foarte bune, poate fi, poate face schimbări, poate aduce miliardul, poate nu unul, doi și salvează situația pentru moment, cine știe. Întrebarea e, care va fi gradul de credibilitate al acestui personaj atunci când va pleca în străinătate? Îl vor primi
cancelariile europene, cancelariile altor state, știind toate aceste alegații care stau în spatele sau în fața persoanei respective. Doamna Stenguera, eu vreau doar să facem o paranteză și un mic... să ne întoarcem doar două săptămâni în timp la acea ședință a Comisiei pentru Politică Externă de la Bruxelles, unde a fost prezent Adrian Candu și când a fost întrebat de europarlamentarul Cristian Preda cum își propune să lupte cu oligarhii, la care Adrian Candu a spus nu contează numele persoanelor. Și numele a fost sumarizat, nu pur și simplu abstract. Vladimir Plahotniuc și a vorbit până anume în acești termeni. It doesn't matter. Nu contează numele persoanelor, contează instituțiile. Și vedem că are dreptate. Este deci e ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Nu știm în ce măsură va avea credibilitate persoana propusă de Partidul Democrat. Iată, avem și răspunsul. După acea ședință a Comisiei Externe. Următoarea săptămână a fost și ședința plenară la Strasburg a Parlamentului European, unde s-a discutat despre situația din Moldova și s-a pus accentul pe oligarhia din Republica Moldova și pe situația politică precară de aici. În aceste condiții, pe ce mizează Partidul Democrat sau este vorba doar despre ambițiile unui personaj care este, de fapt, finanțatorul acestui partid? Noi nu am mers mai departe în exercițiul nostru de imaginație cu la capitolul candidaturii domnului Sturza, care ar putea fi o ipoteză, cu toate că domnul Sturza în repetate rânduri a spus că nu-și dorește să vină la putere. Deci, respectiv, vor fi scoase una, candidatura domnului Plahotniuc. Eu despre faptul că europenii sau cancelariile respective vor lucra cu oricine care va veni la putere în Republica Moldova pe cale democratică, totuși mă îndoiesc de acea doză de credibilitate pe care o va oferi o persoană respective. Iar la capitolul domnului Sturza, pentru care am un respect deosebit, vor fi scoase de la naftalină o serie de, deja le vedem, o serie de chichițe care și iarăși se va găsi modalitatea de a murdări pe oricine. La noi poți vedea oricine. Poți vedea orice și poți vedea noroi aruncat pe oricine. Principiul și soarele are pete. Exact. Deci, chestiile astea sunt, și vorbeam, indiferent cine va veni la putere, va fi prost. Va da prost pentru societate. Indiferent cât de pregătiți suntem noi să avem sau avem noi o altă, suntem dispuși să avem o altă clasă politică care ar veni în locul acesteia, practic dacă mergem pe principiul pe care l-am enunțat mai înainte, că nu am încredere în clasa politică și a pierdut absolut credibilitatea și legitimitatea, înseamnă că în Republica Moldova noi nu prea avem o clasă politică care ar putea mișca lucrurile din loc. Și în această situație, care ar fi cea mai bună soluție? Declanșarea alegerilor anticipate? Eu aș spune punct asta de e la unica. Capăt. Asta e unica. Nici una nu e bună. Este unica, democratică și legală. Dar în ce condiții ar putea fi acum? În situația când se dizolvă Parlamentul, deși urmează trebuie să fie respectate. Vă întrebam de fapt altceva. În ce condiții ar putea acum să fie desfășurate alegeri anticipate? Noi astăzi în societate auzim tot mai multe voci care spun că alegerile anticipate ar trebui efectuate sau implementate. Desfășurate după ce instituțiile de stat vor fi scoase din captivitate sau de sub control politic. Aici CCA-ul, aici CEC-ul, aici Procuratura Generală, CNA-ul și așa mai departe.
Acum, odată, în cazul în care astăzi sunt declanșate alegerile anticipate, există această probabilitate ca întâi de toate instituțiile să fie scoase de sub control politic? Pentru că nu știu dacă instituțiile sub control există rostul alegerilor. Aceste instituții, ele vor fi sub controlul politic și sunt emanații politice. Deci, totuși vreau să facem o deosebire, o distincție între politică și politicianism. Sunt lucruri diametral opuse. Politica este ceva bun, firesc, dar politicianismul este utilizarea politicii în propriile interese. Deci una este în sensul pozitiv și celălalt este sensul peiorativ al politicii. Așa, vreau să înțelegem un lucru. În cazul în care astăzi se declanșează alegeri anticipate, vom ajunge în aceeași situație în care suntem astăzi, cu instituții controlate, sau ar trebui societatea să puncteze foarte bine pe depolitizarea instituțiilor de stat? Aici, cu referire la CEC, CCA, CNA, Procuratura Generală. În situația când cetățeanul este indiferent, tu poți să ai niște instituții extraordinar de democratice, dar ele nefiind supuse controlului și presiunii permanente de către reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale și a cetățeanului, fiecărui cetățean în parte, mai devreme sau mai târziu aceste instituții nefiind controlate se vor manifesta din ce în ce mai prost și mai prost. Asta e asta e o lege politologică. De aceea, chiar și în situația CEC-ului, componenții CEC-ului, care este evident că probabilitatea că se vor încerca de a fi reproduse acele tehnologii murdare de influențare a votării care au avut loc și în timpul campaniei locale și ale alegerilor parlamentare precedente, deci de acum de un an. Dar probabilitatea este destul de mare, dar miza mai este și cetățeanul și societatea civilă. Deci, este clar că trebuie de încercat. Deci lucrurile se trebuie să meargă în paralel. Și educația, și lipsa indiferenței, dar și implicarea și schimbarea lucrurilor la nivel chiar și de persoane, de purtători a instituției. Câți ani vorbim noi despre educația cetățeanului? Oricât ne-am străduit să educăm omul simplu, cetățeanul simplu, oricât am putea noi să vorbim despre activism civic, poziție civică activă, carul rămâne tot acolo. Da, noi am văzut în ultimele 9 luni de zile o poziție nu este această diferită. Poziția civică, doar aceasta. Poziția civică se manifestă în viața de zi cu zi despre ce a vorbit doamna Kolatsky atunci când a vorbit despre pozițiile unui politolog. Și a vorbit-o foarte bine. Numai în asemenea caz am putea scoate de sub influența politicului instituțiile statului. Și acum dumneavoastră spuneți, ar fi posibil sau nu ar fi posibil ca aceste instituții să fie scoase înaintea alegerilor sau după alegeri sau cum ar fi posibil aceste alegeri? Sincer vorbind, eu acum văd un cerc vicios. E ca și cum am discutat ce a fost mai întâi, ou sau găină. Pentru că este foarte dificil în asemenea circunstanțe să scoți de sub influența politică circunstanțele care le avem noi acum, să scoți de sub influența politicului instituțiile statului și după aceea să faci alegeri anticipate, sau ce mai bine, să mergem în anticipate și după aceea, după anticipate, să scoți de sub influența politicului din captivitatea instituțiilor. Eu cred că aici există claritate mai mult decât visibilă.
care este soluția cea mai bună, cel puțin pentru beneficiul cetățeanului. Dar dacă e să vorbim despre ce vor face cetățenii la alegerile anticipate, imaginați-vă dumneavoastră doar alegerile care au trecut și unde am ajuns astăzi. Ce s-ar întâmpla în cazul în care CCA-ul ar fi o instituție depolitizată și mesajele tuturor ar ajunge în casele tuturor? Ce s-ar întâmpla în cazul în care CEC-ul și-ar face meseria fără ca să fie sub control politic? Cine se depolitizeze acum CEC-ul ca să pregătească un CEC, o comisie, pentru niște alegeri corecte ulterior? Eu cine cred că aici societatea civilă și organizațiile non-guvernamentale. Societatea civilă, vă mulțumesc că acum mingea este pe terenul meu și o să vă spun și situația cu societatea civilă, pentru că nu întâmplător am specificat că sunt astăzi aici în fața dumneavoastră, în fața telespectatorilor, în calitate de președinte al Centrului de Resurse Dialog Pro. Punct. Ceea ce îmi oferă posibilitatea să vorbesc despre societatea civilă ca un simplu observator, pentru că am lucrat în calitate de expert în domeniul societății civile și pentru Uniunea Europeană și pentru Consiliul Europei mai mulți ani. Societatea civilă a încercat să atenționeze, doar că vorba lui Ionel Teodoreanu, care spunea că se uită ca cineva, se uita. Deci politicienii s-au uitat la societatea civilă până acum ca un câine ciobănesc la tăvălelele unei pisici. E vorba marelui scriitor și nu mi-aparține mie. Deci au fost multe organizații non-guvernamentale care s-au implicat și care au încercat să schimbe ceva. Nu au fost auziți. A fost strigot în pustiu. Alții au fost îmblânziți. Alții au fost cumpărați. Alții au fost creați anume pentru a face jocul cuiva. Și în aceste situații, societatea civilă este la fel de polarizată și dispersată. Luată în captivitate și ea? Nu vreau să spun că să mă refer la toate, pentru că voi fi taxată și voi fi taxată pe bună dreptate de colegii mei din societatea civilă. Noi avem organizații non-guvernamentale excepțional de bune, care se ocupă de expertize, care veneau cu propuneri foarte pertinente și care nu erau luate în calcul și nu erau auzite. Și sunt foarte multe. Foarte multe asemenea organizații. În afară de aceasta, politicienii invitau... Acum, dacă aportul pe care l-ar putea avea societatea civilă la deblocarea situației în care suntem, și mă refer aici la dilema în care se află partidele care discută formarea unei alianțe majoritare, ce ar propune societatea civilă, dumneavoastră, doamna Kolatsky, care credeți că ar fi cea mai bună soluție pentru ca aceste partide să găsească punctul de coeziune, sau, de fapt, nu ar trebui să găsească acest punct de coeziune și să se meargă pe resetarea completă? Și din start, de la bun început vreau, în cele mai dese cazuri când se vorbește despre societatea civilă, din păcate, se pune accent doar pe organizațiile non-guvernamentale, pe când societatea civilă este mult mai largă și nucleul societății civile este cetățeanul cu poziție civică activă. Iată, deocamdată acest nucleu noi nu-l avem. Și partidele politice extraparlamentare sunt parte al societății civile. Și mass-media. Și mass-media, și biserica. Deci sunt o serie de instituții care au atitudine, iau atitudine, vor ca întreaga societate să prospere, și încearcă să facă acest lucru nefiind silit de cineva. Deci, iată, acesta este societatea civilă.
Deci când mă doare și eu mă implic din propria inițiativă. De pe poziția dumneavoastră, să se întâmple așa ceva, să se întâmple așa ceva, pe care le vedeți cele mai bune pentru deblocarea acestei situații. Eu înțeleg dumneavoastră întotdeauna, că puneți exact acum la întrebare, efect, cauză, efect, imediat. Și noi plecăm și noi nu vrem să discutăm lucrurile serioase. Și atât de aceea și ne pomenim în aceea în ce suntem. Guvernanții se acoperă cu umbrele frumoase, îndeplinind niște lecții de acasă, niște legi, legi evidenți. Dar nu funcționale când ajung la putere. Același lucru și când vorbim despre societate civilă. Atâta timp cât noi nu vom avea relansare economică și nu vom avea oameni, nesăraci, noi nu vom ieși din această situație. Pentru că totul e foarte artificial. Chiar aș vrea să răspundeți la întrebare, pentru că dacă e să vorbim de cauze-efect într-un termen mai larg, atunci ar trebui să pomenim că societatea civilă la nivelul cetățeanului pleacă în aceste zile la Iași și formează rânduri pentru la Pașapoarte. Dacă e să vorbim despre biserică, nu trebuie să o spun eu, o citiți probabil în presă despre credibilitatea care și în sondaje este în scădere cu 7%. Dacă e să vorbim despre mass media, cunoașteți care este situația în proporție de 80% care este aservită aceluiași acum proaspăt deja candidat pe care se insistă din partea Partidului Democrat. Vorbim despre un cerc vicios care ar trebui... N-aș fi atât de pesimistă. Știți de ce? Știți de ce? Din poziția dumneavoastră, care tot faceți parte din societatea civilă. Ascultați, dacă acești stâlpi care până acum, biserica, mass media, aveau un grad mai înalt de credibilitate, dar oamenii se trezesc și ei văd comportamentul, acțiunile, ce a fost întreprins și au atitudini negative, înseamnă că ceea ce spuneam noi, cetățeanul, unitatea de bază, nucleul, el se configurează, el apare. Dar dacă să revenim iată la situația asta, cum ar putea acum societatea civilă pe mine reseta situația? Discuția ta, ceea ce faceți dumneavoastră acum, este o încercare de a schimba mersul lucrurilor? Este foarte important acum să se pună accent, uitați-vă, doar nu în zădar a fost sonorizată, eu îmi pun răbă, de ce totuși s-a fost creată situația când numele lui Plahotniuc a apărut cu o săptămână după ce a fost lansat barometrul opinii publice? Sunt importante acum discuții la capitolul nu doar cine, cum îl va numi pe viitorul prim-ministru, dar în ce măsură Republica Moldova are o antidotă, are vaccin contra instaurării dictaturii. Și iată, asta la fel va fi o piatră de temelie la formarea societății civile. Pentru că pe de o parte, sondajele au demonstrat că valorile dreptății, demnității sunt apreciate de cetățeni. Dar și lucrul ăsta, o serie de analiști au atras atenția la chestia asta. Dar ca problemă, instaurarea dictaturii, dar ca problemă care pe noi ne-ar fi deranjat instaurarea dictaturii, procentul este foarte mic. Adică oamenii nu se axează, ei nu simt acest pericol și eu n-aș fi n-aș trece atât de ușor asupra acestor semnale. Adică, pe de o parte, nu ne plac valorile antidemocratice, noi le susținem, dar pe de altă parte nu simțim pericolul că într-o situație când lucrurile absolut degradează,
Noi suntem disponibili să votăm niște personaje foarte controversate la alegeri locale. Suntem gata să ne bucurăm de niște mici simboluri de braz și mai știu eu ce acolo. Deci, iată, asta e, din păcate, situația aceasta cu 29 ianuarie, deadline-ul pentru formarea guvernului și posibilitatea dizolvării Parlamentului, ea nu este din mai multe considerente, și de este raționaliste, dar și din considerente desfășurării democratice mai departe a Republicii Moldova. Uitați-vă, mare majoritatea cetățenilor noștri când se întorc din aceeași Belarusi, ei rămân frapați. Da, iată, e dictator. Da, iată, în ceea ce privește funcționalitatea instituțiilor democratice, sunt taxați și nu-i tocmai așa. Dar economia lucrează, curățenie pe străzi și ordine este. Într-o măsură oricare, o parte a populației noastre Doamna este Croaschi, pregătit v-aș pentru întreba asta. Dacă ați trăit într-o colivie de aur, dar nu mai avem timp mult la dispoziție, vreau să facem și o... Nu vreau, vă răspund, eu nu de sunt de acord cu colivie de aur. Vreau să vă întreb în concluzie, dar foarte scurt, pentru că avem timp limitat. În aceeași întrebare, dar foarte scurt. Care este cea mai bună soluție? Care este cea mai bună soluție acum aceste partide să ajungă la acea coeziune pe care o așteaptă Nicolae Timofti? Ca Nicolae Timofti să iasă cu un apel public, să vorbească inclusiv de presiunile prin dosare, să fie declanșate alegerile anticipate. Care este, în viziunea dumneavoastră, cea mai bună soluție pentru Republica Moldova astăzi? Două. Utopiste. Este înaintată o candidatură la funcția de prim-ministru care să vă conduce de lege, dar nu de acordul alianței și Consiliul Alianței. Să vă conduce de lege și Constituție. Și vă repet, este o pistă pentru că partidele din Parlament sunt incapabile, impotente de a reproduce principii democratice. Și mai realist, mai devreme, deci acolo, plus, minus, luni, alegerile anticipate. Sunt absolut de acord cu cele enunțate de doamna Colațchi. Da, și ceea ce aș vrea să subliniez o dată în plus, ambele nu sunt cele mai bune și nu sunt cele mai haideți să le spunem cel mai înfloritoare pentru Republica Moldova. Din păcate, ambele sunt proaste. Și pe final aș vrea să propun ceva, pentru că vorbeam despre societatea civilă. Dacă avem doar o clipă, noi cu toții am auzit de Diogene, cel puțin am învățat la istoria antică, istoria Greciei antice, cel care trăia în butoi. Păi acest Diogene îmbla ziua în amiaza mare prin Agora Atenei cu un felinar aprins, spunând că, uite, caută un om cinstit, îmblă în căutarea unui om cinstit. Eu aș propune să facem un marș, un protest al felinarelor aprinse pentru a găsi un politician curat în Republica Moldova. Ar putea fi chiar și noaptea anului nou făcut acest marș. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți în continuare cu Jurnal TV. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Toate bune!